Mi-a plăcut cântarea aceasta care spune Iubitor în numele lui Iisus. Amin? Aș vrea ca în seara aceasta, prin Duhul lui Dumnezeu, puterea care există în numele lui Iisus, într-adevăr, să rupă orice lanț din viața noastră. Amin? Amin? Am să vă cer două lucruri în seara aceasta și primul lucru vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Am să recitesc cuvântul care a fost citit, cuvântul generic, din Psalmul 119, versetul 32. Și vă rog ca să ascultați cu atenție și aș vrea ca în această seară să fie motoul, să fie dorința, să fie rugăciunea dumneavoastră. Cuvântul Domnului spune: Învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale, ca să o țin până la 30 de ani. Până la sfârșit, până la sfârșit. Și vreau să aud de la tine un amin tare. Amin. Nu m-ați convins deloc. Vreau să aud un amin tare. Amin. Mulțumesc mult. Și al doilea lucru care vă rog în seara aceasta este să vă întoarceți în dreapta, în stânga, să dăruiți un zâmbet și o binecuvântare. Faceți lucrul acesta, vă rog frumos. Întoarceți-vă în dreapta, în stânga, dăruiți un zâmbet și o binecuvântare. Dacă ați făcut acest lucru, vă invit cu dragoste și respectos să vă așezați, să vă ocupați locurile. Și înainte ca să încep mesajul din seara asta, am ceva timp la dispoziție. Am folosit un singur verset, o să fie un text scurt, o predică lungă. Văd că nu v-ați bucurat deloc. Vreau să spun câteva cuvinte despre mine. În primul rând, vreau ca să primiți salutări sfinte din partea Bisericii Evangelical Church din Tacoma, Washington. Este un har și o onoare să slujesc în această biserică și tot în același timp vreau ca să spun că sunt foarte onorat să fiu în această seară cu dumneavoastră aici. Mulțumesc fratelui Iosif Fener, care mi-a fost coleg de școală, el cu ceva ani mai mare decât mine. Suntem colegi de slujbă în Împărăția lui Dumnezeu și suntem și prieteni. Și să știți că e mare diferență între a fi frate și a fi prieten. Și vă dau exemplu. De exemplu, când te căsătorești, singurul lucru care îl alegi atunci este soțul sau soția. Neamurile le iei la pachet. Deci nimeni nu-și cere părerea dacă vrei să fii cumnat cu X, cu Y, cumnată, cuscru și așa mai departe. Ei la pachet, însă, fiecare dintre noi alegem să fim prieteni cu ei sau dușmani. Amin? N-am înțeles, amin? Amin. Deci tu nu-ți alegi neamurile, dar ai să ai o relație bună sau rea cu ele. Exact așa este și cu Împărăția lui Dumnezeu. Atunci când vii și îl primești pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și intri în familia lui Hristos, Hristos nu te întreabă, auzi, dar tu vrei să fii frate cu X? Dar vrei să fii soră cu Y? Nu te întreabă Hristos asta, dar în schimb, alegi să fii prieten sau neprieten cu fratele sau sora. Intrând în familia lui Dumnezeu, automat devii frate și soră cu ceilalți care sunt pocăiți, mântuiți, creștini, din familia lui Hristos. Însă ceea ce ni s-a dat nouă este harul să alegem să fim prieteni sau nu cu cei din jurul nostru. Și mă rog ca în seara aceasta toți cei care sunteți aici să deveniți prieteni. Amin? Nu, iar nu se găsește entuziasmat. Să fiți prieteni, amin? Amin. Deci când vă văd ceva de rău, atunci să tăceți din gură. Când vă văd de bine, să știu că măcar sunteți trești și mă ascultați, bine? Tema acestei convenții mi-a plăcut. Este o temă extraordinară. Provocarea generației tinere. Și înainte ca să intru în mesajul meu, aș vrea ca să plec de la trei adevăruri pe care le am în inima și sufletul meu. Primul adevăr este că nu este de ajuns să cunoști voia lui Dumnezeu, trebuie să o accepți. Amin? Amin. Și vă pun o întrebare de copil. Câți dintre dumneavoastră cunoașteți mai mult din voia lui Dumnezeu decât împliniți? Dacă numai eu, nu mai tot de tot, da? Mai sunt câțiva frate, slavă Domnului. Deci cunoaștem mai mult decât împlinim. Ideea este și adevărul este că nu este de ajuns să cunoști. Ce vreau să înțeleg în seara asta, că a cunoaște și a neîmplini nu face altceva decât să te condamne. Amin? Dumnezeu când îți descoperă voia sa, așteaptă ca să-L primești. Al doilea adevăr este
că nu este de ajuns să auzi Evanghelia, să cânți Evanghelia, să fluieri Evanghelia, să destinezi Evanghelia, să reciți Evanghelia, ci trebuie să o împlinești. Asta este tot. Asta duce la mântuire. Amin? Și al treilea adevăr de la care vreau să pornesc în seara asta este că câți dintre voi iubiți florile? Vă plac florile? Natura? Câți dintre voi înțelegeți să mănești? Ca să fii un grădinar bun, nu trebuie neapărat, sau nu e de ajuns să iubești florile, ci trebuie să urăști din toată inima buruienile. Amin? Degeaba iubești florile dacă n-ai grijă de ele. Provocarea generației tinere. Și permiteți-mi ca să încep o întrebare, iar de copil. Permiteți-mi să fiu un pic mai mic decât dumneavoastră în seara asta. Care credeți că e cea mai mare provocare a tinerilor din vremea de azi? Cât sunteți tineri aici? Și vă confruntați cu provocările. Ok, mai sunteți tineri. Eu am ridicat două mâini, eu sunt mai tânăr ca voi. Care credeți că e cea mai mare provocare? Pentru că în seara asta, și urmând și mâine dimineață și după masă, vreau să vorbesc despre trei mari provocări. Dar în seara asta am ales să vorbesc despre cea mai mare provocare. Poate unii sunteți ispitiți la nivelul minții să spuneți sau este vorba de ispitele sexuale, este vorba de internet, este vorba de alegerea viitorului partener de căsătorie, este vorba de carieră, de viitor, este vorba de chemare, ce dar mi-a dat Dumnezeu, dar cum să-mi descoper. Să știți că am și teme din asta, dar o să le spun data viitoare, dacă va mai exista o dată viitoare. Da. Care credeți că e cea mai mare provocare? Și am să vă spun simplu, ca să nu vă chinuiți prea mult. Cea mai mare provocare a generației tinere, și nu numai a generației tinere, suntem noi. Asta este cea mai mare provocare și în seara aceasta, bazându-mă pe cuvântul lui Dumnezeu, ajută-mă în cei de la tehnică, aș vrea să vorbesc despre cea mai mare provocare. Nu este internetul, să știți. Nu este nici Facebook-ul, nici Instagram-ul, nici Snapchat-ul. Nu este nici măcar țigara, băutura, globurile, marihuana. Nu este nici măcar băiatul sau fata care îți face ochii dulci și ar vrea, așa cum s-a spus, să te ducă un pic mai pe la întuneric. Nu, nu, nu asta este cea mai mare provocare. Nu este cea mai mare provocare nici instabilitatea politică, socială. Nu este cea mai mare provocare nici comitetul sau păstorul din biserica ta. Nu este cea mai mare provocare nici mama și tata, pe care uneori nu-i înțelegi. Măi, ce cu ei? Parcă sunt extraterestri, parcă nu gândesc cum gândim noi. Ce s-a întâmplat? E o generație pierdută, veche, lipsită de logică și de sens. Nu, nu, nu asta. Cea mai mare provocare sunteți voi. Aș vrea să te duci acasă sau unde ai să locuiești, să găzduiești în seara aceasta, să te uiți în oglindă și să vezi fața la ăla, sau dacă aveți pașaport sau ID card la voi, scoateți-l pentru 5 secunde, uitați-l acolo și să știți că cea mai mare provocare a voastră în viața aceasta, pe acest pământ, în alergarea credinței dumneavoastră, nu este nici diavolul, nici păcatul, nici necredința, nici LGBT-ul. Nu este ce ești tu pentru tine. Tu pentru tine ești cea mai mare provocare, tu pentru tine ești cel mai mare dușman, tu pentru tine ești cea mai grea luptă. Și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre lucrul acesta. Merge? Thank you. Și încă o dată. Ajută-mă! Aș vrea ca să știi că cea mai mare provocare ești tu. Și cea mai crâncenă luptă pe care trebuie să o duci pe acest pământ nu este cu diavolul. Există un misticism fals în credința noastră prezent că cel mai mare dușman al nostru este diavolul. Thank you very much. Dar nu este diavolul. Ne gândim că este păcatul. Nu, nu este păcatul, să știți. Și o să vă demonstrez scriptural în seara aceasta. Cea mai mare provocare pentru noi suntem noi. Cu alte cuvinte, pe lângă Domnul Hristos, resta ajunge acolo semnalul, eu pot să ies în față. Este lupta cu noi înșine. Lupta cu noi înșine. Cu alte cuvinte, dacă vrei să ajungi în cer, ai de biruit un singur dușman și acela ești tu. Dacă îți biruit pe asta, ajungi în cer. Dacă nu îl biruit pe asta, nu ajungi în cer. Vă demonstrez scriptural în seara aceasta.
Noi ne gândim, așa cum am spus, că cu diavolul și demonii și citim textul din Efeseni, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva... Și o să vedeți că, până la urmă, acolo este cu totul altceva. Haideți să ne uităm un pic în cuvântul Scripturii. De ce este cea mai grea luptă cu noi înșine? În primul rând, vreau să vă spun un adevăr. Primul adevăr este că Dumnezeu garantează biruința împotriva diavolului. Deci, Dumnezeu garantează. Domnul Hristos, murind pe cruce, a garantat biruința împotriva diavolului. Știți de ce? În primul rând, pentru că diavolul este o ființă supraomenească, care oricum are mai mari puteri decât le ai tu, care dacă te-ai luat pe el la trânt, oricum te bate, mă înțelegi? Deci tu nu poți să te lupți cu diavolul, că diavolul te ia la trântă și te face piftie, te face terci, te face mămăligă, te face carne pentru sarmale, mă înțelegi? El din tine, nici măcar pentru, așa, pentru un snack, nu are ce să facă cu tine. E mai tare ca tine. Și asta e adevărul. Dar, pentru că el este mai tare decât tine, Hristos a făcut ceva în locul tău. El a biruit, spune Scriptura, slăvit să fie numele Lui. Încă o dată spun, El a biruit. Amin. 1 Ioan 2, 3, cu 13 și 14 spune, vă scriu bărinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început, vă scriu tinerilor, fiindcă ați ce? Deci spune la trecut, da? Ați biruit pe cel rău, v-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl, v-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Slăviți să fie Domnul! Amin. Deci, cu alte cuvinte, când tu stai în fața diavolului, el este un dușman mare, puternic, cu o putere extraordinară, dar e legat. Este în cușcă, este ca și cum te duci la grădina zoologică și te uiți la ursul ăla, te uiți la leu, te uiți la nu știu ce animal foarte puternic, dar e în cușcă. Tu poți să-i faci așa, tu poți să râzi, faci glume pe seama lui, îl enervezi, poți să-i baci și bățul în cușcă, poți să-l faci să urle, să răcnească, dar nu-ți face nimic, e în cușcă. Amin? Dar dacă era de o libertate, nu mai făceai tu chestii din asta. E din cușcă. Efeseni 2 cu 16 spune, și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimișit ce? Vrășmășia. A nimișit vrășmășia. Și inclusiv pe cel care este vrășmașul nostru. Evrei 2 cu 14, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte, ce să facă? Să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe cine? Pe diavolul! Pe diavolul! Cu alte cuvinte, în planul său de mântuire, Dumnezeu, prin Hristos, a știut că tu ai să ai un dușman supraomenesc. Și a făcut ceva pentru tine. S-a dus la el și l-a făcut knockout. L-a pus jos la podea, l-a numărat până la 10 și l-a scos din circuit. Asta este vestea bună în lupta spirituală, că tu nu ai de luptat cu el. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Iacov 4 cu 7, spune, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și singura soluție pentru el este care? A fugit de la voi. Cu alte cuvinte, când treci pe punte, nu da mâna cu el până treci puntea. Compromisul te lovește lui. Vreau să vă spun în seara aceasta că este o diferență între un necredincios și un născut din nou. Necredinciosul nu poate să nu păcătuiască, pentru că el nu este puterea lui Dumnezeu. Credinciosul, în schimb, alege să păcătuiască. Ok? Deci dacă eu păcătuiesc în mintea mea, în privirea mea, în auzul meu, în vorbirea mea, în emoțiile mele, în deciziile mele, în faptele mele, eu aleg să păcătuiesc. Și aș vrea să țineți minte acest adevăr. Când tu deschizi internetul și te uiți la tot gunoiul de acolo, tu ai ales, nu a venit diavolul așa cum este în icoanele ortodoxe cu furca la tine și te-a împins și ți-a pus pistolul la cap și ți-a spus, băi, dacă nu te uiți la femeile astea goale, te împuști. Nu, tu ai ales, că-ți place. Noi păcătuim, dragii mei, nu pentru că nu putem să nu păcătuim. Noi păcătuim pentru că ne place. De ce crezi că o minți pe mama? Că nu poți? Nu, că-ți place.
De ce ne mărfim, frații și surorile? Că nu putem? Nu, că ne place. De ce nu iertăm? Că nu putem? Nu, că ne place să-i ținem închiși și, de fapt, nu-i ținem pe ei închiși, ne ținem pe noi închiși. De ce păcătuim? Pentru că ne place. Nu pentru că nu avem putere să biruim păcatul respectiv. Pentru că ne place. Și asta este un adevăr care îl spun și pentru tine și pentru bătrâni. Și nu uitați că păcatul este așa de condamnat de Dumnezeu încât este moartea. Este iadul. Mergem mai departe. Colosenii 2:15 spune ce a făcut Hristos prin moartea Lui? A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Cu alte cuvinte, când te uiți la diavolul, diavolul nu mai este numai leul ăla care răcnește și caută pe cine să înghită și înghite pe cei care nu sunt pocăiți, dragii mei. Pentru un pocăit, știți ce este? Diavolul este pisoiul ăla care miau răcândit pământ și care te enervează și mai leagă de un picior să iasă din bucătărie. Asta este. Pentru că el arată mare. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că el a fost dezbrăcat de puterea și stăpânirea lui, de domnia lui. Și atunci când stai în Hristos, atunci când stai sub puterea și autoritatea lui Hristos, El nu are puterea asupra ta. Deci, cu alte cuvinte, când mergi pe cale și vrei să te sfințești și alegi spre mântuire, atenția ta nu trebuie să fie ce o să-ți mai fac în planul următor diavolul, ci atenția ta să fie la ce Dumnezeu vrea ca tu să împlinești în viața ta de slujire și de sfințenie. Deci este cea mai grea luptă și vorbind de al doilea dușman, Dumnezeu garantează biruința împotriva păcatului. Că lângă diavolul, păcatul, dragii mei, tot este o forță supranaturală, supraomenească, să-i spunem. Dacă ar fi fost să te lupți tu cu păcatul, nu poți. Păcatul te dă jos, te pune la pământ. Păcatul, dragii mei, a provocat moartea. Atunci când Hristos a murit pentru noi, cuvântul Scripturii spune că El a venit și a murit pentru noi când eram unde? Morți! În păcat și fără de lege. Cu alte cuvinte, fiind mort, mort, nu poate face nimic, nici să spună au nici vai, nici să râdă, nici să spună ce-i trebuie, nici să spună că are febră, cu toate că nu are, nici să spună că vrea să tușească, nici că l-a vrea la baie, nici că e foame. Mortul-i mort, mortul-i neputincios, e un cadavru, e un trup neînsuflețit, e rece ca lemnul. Exact așa, dragii mei, vine Scriptura și ne spune noi, când a murit Hristos, noi nu puteam să ne luptăm cu păcatul, că oricum eram morți în el. În schimb, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Matei 1:21 spune ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus pentru că el ce va face? Va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Slăvit să fie el. Amin? Amin. El va mântui. Ce înseamnă va mântui? Înseamnă va vindeca, înseamnă va elibera, înseamnă va ierta, dragii mei, înseamnă va reabilita, înseamnă va da libertate, înseamnă că ceea ce am cântat noi e putere în numele lui Iisus și va zdrobi orice lanț. El a făcut-o asta la cruce, lăudat să fie numele Lui. Tu, dacă te-ai fi luptat cu păcatul, n-ai fi reușit, pentru că de asta Dumnezeu în planul Lui l-a trimis pe Hristos să moară pentru tine, să distrugă păcatul, pentru ca tu să nu te mai lupți cu El, și pentru ca El să fie biruit și tu să poți să-ți duci sfințenia până la capăt. Voi credeți că Dumnezeu irațional ne spune nouă, fiți sfinți cum suntem și noi, cum sunt și eu sfânt? Dacă noi n-am fi putut să ne sfințim, credeți că Dumnezeu ne-ar fi cerut lucrul acesta? Nu. Dumnezeu niciodată nu cere lucruri imposibile. Amin? Dumnezeu cere lucruri rezonabile. Dumnezeu cere lucruri pe care noi le putem împlini în viața noastră. Mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune în Coloseni 2:14 aștept zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Păcatul acela, cât de grozav, puternic, de autoritar, de stăpânitor, de crud, de rece, nu ar fi fost El. A fost pironit acolo pe cruce. Lăudat să fie numele Lui Hristos. Amin? Fapte 3:19 spune pocăiți-vă, da, și întorceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă. E vorba de viața dinainte de pocăință. Să vi se șteargă păcatele ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Roman 6:14 spune căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub
Har, cu toate cuvinte, tu n-ai să mai fii stăpânit de păcat. El nu mai poate să te robească pe tine, numai dacă nu alegi tu. Roman 6:18 spune, și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat. Înțelegi? Prin Hristos tu ești izbăvit de sub păcat și te-ai făcut rob neprihănirii. Evrei 12:1 spune, și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte, cu alte cuvinte, în relația cu păcatul, eu deja am puterea și autoritatea să dau la o parte păcatul. Adică să-i spun, hei, cară-te de aici. Cară-te de aici. Bârfă, cară-te de aici. Invidie, cară-te de aici. Poftă sexuală, cară-te de aici. Ceartă, cară-te de aici. Neascultare, cară-te de aici. Eu am puterea asupra lui. Nu pentru că eu sunt mai puternic, ci pentru că sunt în Hristos. Și autoritatea lui Hristos îmi dă puterea aceasta să mă împotrivesc lui și să fiu mai puternic decât păcatul. Amin? Este foarte important să ținem minte lucrul acesta. 1 Ioan 1:7 spune, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Hristos, Fiul lui, ce face? Ne curățește, Domnule, de orice păcat. Ne curățește. Asta este medicamentul, vaccinul lui Dumnezeu pentru noi, să ne curățească de orice păcat. 1 Ioan 1:9 spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne... și ne iartă și ne curăță de orice păcat. Ce mare har avem. Ce mare șansă avem. Lăudați să fie numele lui Hristos. Deci este cea mai grea luptă, dragii mei. Pentru că, și aici este adevărul care doare, Dumnezeu nu garantează pirmăința asupra noastră. Nicăieri în Scriptură nu o să găsiți versete și promisiunea lui Dumnezeu în care să vă spună, îți dau putere să te biruiești pe tine. Nu? Lupta cu noi înșine este, hai să-i spun așa ca să mă înțelegeți mai bine, un fel de ispită permanentă de fiecare zi, exact așa cum a fost pentru Adam și Eva pomul din grădină. Păcatul care vine pe la noi și ne vede pe la urechi, nu este altceva decât, permiteți-mi să spun, noi teologii ce spun acum, dar ca să înțelegeți mai bine, este exact ca pomul acela pe care Adam și Eva îl priveau în fiecare zi în grădină, până când au ales să mănânce din el. Ce spuneți? Adam și Eva avea puterea să nu mănânce din pom? N-am auzit. Aveau puterea Adam și Eva să nu mănânce din pom? Și a venit pomul cu crengile, cu rădăcinile și l-a prins de gât pe... a prins-o pe Eva de gât și a spus, măi, dacă nu mănânci de mine, gata... S-a dus și a observat, a văzut că este frumos și a zis, da să-mi fac un primul selfie. Și și-a făcut un selfie cu pomul. Când a zis, nu, a fost un pic ca în umbră, uite mărul ăla așa de roșu și de frumos, hai să ne imaginăm că a fost măr, nu scrie Scriptura asta. Și a luat un măr și a spus, hai da să-mi fac un selfie așa, așa... Și să văd câte like-uri am să iau. M-a spus, măi, mi-e cam foame, dar pentru că țin dietă să arăt bine și să nu mă îngraș, doctorul recomandă fructe. Și decât să mă duc la pomul ăla tocmai de acolo, am să mănânc pe-o oricum în mâna mea. Și a ales să mănânc și din pomul acela, din fructul acela, înțelegeți? Exact așa facem și noi cu păcatul care vine la noi. Ne facem întâi un selfie cu el. Și pe urmă, din curiozitate, spune, ia de să văd acum, măi, cam cum te simți când tutunul nu prea, hai să încerc cu marihuana, deja nu-i bun, hai să pun ceva mai frumos. Te uiți undeva și spui, o, moda, și ne uităm la modă, pe urmă ne uităm mai la modă, pe urmă ne uităm mai la modă, până când ne uităm la ce nu trebuie. Și știi ce se întâmplă? Problema este că tu crezi că diavolul discutește și mereu dă vina pe el. Nu este o alegere pe care o faci. Înțelegi că pui mâna pe telefon și vorbești de rău un coleg de-a tău, un prieten de-a tău. Nu diavolul ți-a pus telefonul în mână, ci tu ai să pui mâna pe telefon și să spun și să vorbești ce nu trebuie. Asta este toată problema. Și vreau ca în seara aceasta să înțelegeți această realitate. Dumnezeu nu garantează biruința împotriva noastră pentru că e lupta noastră. Unde crezi tu că ar trebui să-ți arăți tu credincioșia față de Dumnezeu dacă în lupta cu tine, cu firea ta,
Acolo trebuie să arăți lucrul acesta. Prin luptă demonstrăm practic credincioșia noastră față de El. Acolo demonstrezi dacă ești credincios lui Dumnezeu sau nu. Atunci când stai singur în cameră, atunci când te duci în baie, atunci când te duci în vacanță, atunci când te duci la fotbal, atunci când te duci în tabără, atunci când te duci fishing, atunci când te duci, eu știu, skating, snowboarding. Acolo când ești departe de mama și de tata, acolo arăți tu credincioșia față de Dumnezeu. Închipuiți-vă cum ne-am purtat noi, cum am vorbit noi, cum am gândit noi, dacă am fi mereu conștienți că Dumnezeu tot timpul este prezent acolo și ne aude și ne vede. Cum credeți că mi-aș permite eu să vorbesc de Mircea cu Sorin când el este de față? Credeți că mi-aș permite să vorbesc de rău de el? Nu. Dar dacă el nu e de față? Înțelegeți ce spun? Prin luptă demonstrăm credința noastră în cuvânt. Păi dar cum ai să demonstrezi că tu crezi în promisiunile lui Dumnezeu? Cum ai să demonstrezi că tu vrei viață veșnică și să ajungi în cer dacă vrei tot așa pe bubbles, pe flori, să fii dus în cer, să fii pus așa într-o cutie, să nu te atingă nimica? Păi dar trebuie să treci undeva, nu? Orice diplomă se ia pe examene, right? Cine din voi n-ați făcut școală și aveți diplome? Nimeni. Ca să ai o diplomă, trebuie să dai examene, trebuie să înveți drumurile. Exact așa și cu care credințe. Prin luptă demonstrăm dorința noastră de a ajunge în locul ceresc. Suntem puși în situația, așa cum a spus lui Adam și Evei. Cine ne este dușmanul? Haideți să ne uităm un pic la câteva versete din Scriptură. Roman 6:6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Cu alte cuvinte, el nu are putere, dar este acolo. În așa fel ca să nu mai fim în rob păcatului, adică să fim liberi să votăm dacă suntem pentru el sau contra lui. Efeseni 4:22 spune, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de cine? Domnul cel vechi. Ăsta e dușmanul nostru, adică eu, acela, firea aceea care se strică după ce? După poftele înșelătoare. Coloseni 3:9. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Prea alte cuvinte, dacă tu continui să minți, înseamnă că cocoșatul ăla cel vechi este într-o cu tine și îți ține umbră. Și unde-i car bagajele, plică de bosul, mă înțelegi? Încă faci lucrul acesta. Este important să ne evaluăm în seara aceasta. Este firea pământească care este în tine. Roman 7:5 spune că când trăiam după firea noastră pământească, patimele păcatelor atâțate de lege lucrau mădularele noastre și nu ne făceau altceva decât să aducem roade pentru moarte, spune cuvântul lui Dumnezeu. Roman 13:14, ci dezbrăcați-vă în Domnul, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să nu-i treziți ce? Știți, în cursul unei vieți, o femeie cât timp pierde uitându-se în oglindă și arătându-se? Să vă uimiți. Un an de zile. Stă în fața la oglindă și se uită să vadă cum arată. Este interesant procesul ăsta. Să nu credeți că bărbații sau băieții sunt prima prejos. Acolo câteva minute. Dar ce spune Scriptura? Ne spune, nu purtați de grijă firii pământești. Nu-i purta de grijă firii pământești, pentru că purtându-i de grijă, tu o trezești și trezești poftele. Trezești poftele. Și asta e nebună după pofte, să știți. Firea aceasta este nesățioasă, este nesătulă. E lacomă. Îi dai una, mai vrea două. Îi dai două, vrea cinci. Îi dai cinci, vrea zece. Îi dai 10, devine o adicție, un viciu, un defect, o slăbiciune, un obicei rău, un defect de caracter. Și îți pui întrebarea, de ce nu te înțelegi cu soția, cu soțul, cu mama sau tata? Răspunde ce? Pentru că ai trezit anumite pofte care au devenit un defect de caracter în viața ta. Și defectul ăla de caracter îți face probleme ție și la alții. Înțelegeți? În biserici avem probleme, nu pentru că credem diferit. În biserici avem probleme pentru că avem defecte de caracter. La tineret, nu te înțelegi cu X sau Y, nu pentru că el este
mai știe ce musulman sau ISIS. Nu, el crede ca și tine, dar nu te înțelegi pe, cu el, pentru că ori el, ori tu, ori amândoi, aveți defecte de caracter. Și n-ați înțeles că trebuie să vă luptați cu ele. Galateni 5 cu 13 spune, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, să nu mai faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți după cine? După firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Aș vrea să trec peste aceste versete, vă las o copie aici. Știm că de ce trebuie să ne luptăm cu noi? Vreau să răspundem la această întrebare în seara asta. De ce trebuie să ne luptăm cu noi? Pentru că știm că este pentru binele nostru, nu împotriva noastră. Și aș vrea, dragii mei tineri, să înțelegeți că atunci când părinții vă cer anumit lucru și vouă vi se pare că noi îl fac pentru binele vostru, nu împotriva voastră, atunci când în biserică sunt anumite reguli, sunt pentru binele vostru, nu împotriva voastră, gândiți-vă ce s-ar întâmpla într-o țară unde nu există legi. Să mergi pe drum și să nu existe legi rutiere de circulație. Cam cât accidente credeți că o să fie? Fac insurance-ul ăla? Nu este împotriva noastră, este pentru noi. Dumnezeu a lăsat, dragii mei, Scriptura, anumite principii, reguli, porunci, spuneți-le cum vreți dumneavoastră, legi! Spuneți dumneavoastră cum vreți, cât mai urât să sune, dar le-a lăsat pentru binele nostru. Le-a lăsat pentru binele meu. Ca să ne asigure Hristos, deci în dragostea lui Dumnezeu, așa de mult m-a iubit, încât și-a dat seama că eu nu sunt în stare, în starea mea decăzută de păcat și fără de lege, eu n-am să fiu în stare nici măcar prin jertfa lui Hristos ca să ajung în cer. Și atunci Dumnezeu a pus și alte lucruri la dispoziția mea. A pus la dispoziția mea, spune cuvântul lui Dumnezeu, Harul. A pus la dispoziția mea Duhul Sfânt. A pus la dispoziția mea cuvântul Scripturii. A pus la dispoziția mea, dragii mei, slujitori. A pus la dispoziția mea proroci. A pus la dispoziția mea roada Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt. A pus la dispoziția mea arma rugăciunii. A pus la dispoziția mea o biserică întreagă. Mă înțelegeți? Toți oamenii ăștia îmi slujesc mie și îmi slujesc în așa fel încât o să ajung în cer. Lăudat să fie numele Lui. Mă închipuiți ce-o făcut? Cu alte cuvinte putem să spunem cum spune proverbul românesc, ne era mură în gură. Nu așteaptă altceva decât să mergem pe calea pe care El a trasat-o și să ajungem în Împărăția Lui. Știind, dragii mei, că noi decidem cine învinge, de ce trebuie să te lupți împotriva ta? Pentru că tu ai să decizi cine învinge. Cu toate că ți-au pus toate lucrurile acestea, Dumnezeu la dispoziție, până la urmă, ultimul cuvânt îl ai tu pentru mântuirea ta. Credeți să spun adevărul? Încerc dacă ai să ajungi. N-ai să ajungi pentru că Hristos a fost neputincios și nu te-a putut mântui. Încerc n-ai să ajungi pentru că tu ai ales să nu ai ajungi. Cuvântul Scripturii spune că iadul a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Asta este scopul iadului, nu pentru oameni. Dar dacă vreodată cineva o să ajungă acolo, o să ajungă de bună voie și nesilit de nimeni, cum se spune la comunie. Ai să ajungi că tu ai ales. Că dacă ți-ai făcut un viciu din vârfă, tu crezi că dacă ai fost botezat acum 10 ani cu Duhul Sfânt, acum continui să croncănești pe limba diavolului, ești DJ-ul diavolului și învârți acolo la discul lui și cânti muzica lui și vorbești limba lui și folosești vocabularul lui, crezi că ai să ajungi în cer? Poți să ai 30 de ani de pocăință, dacă nu îți înfrânezi blestemata asta de limbă, asta așa te trage, așa cum trage undița un pește. Și te duce în fundul iadului. Poți să fii și păstor, poți să fii și proroc, poți să fii și dirijor, poți să fii și ucier, poți să fii și diacon, poți să fii și mare cântăreț și American Idol, poți să fii orice, dar dacă nu poți să biruiești păcatul din tine, nu-ți folosește nimic la nimic. Nu pentru că Hristos nu te poate mântui, ci pentru că tu ai ales să trăiești în păcat. Știind că este responsabilitatea noastră, dragii mei, în lupta cu noi, lupta aceasta cu noi înșine este responsabilitatea noastră și numai a noastră. Nu vi s-a întâmplat să vă rugați ca Dumnezeu să vă scape de anumite metehne și nu v-a scăpat? Dar știi de ce nu te-a scăpat? Pentru că nu-i treaba Lui, e treaba ta. Dumnezeu ce-a putut, ce nu puteai face, tu a făcut El, amin? Asta a făcut El. Tot ce n-ai putut tu. L-a biruit pe diavolul, a biruit păcatul, a biruit lumea, spune, a biruit moartea, a pus la dispoziția ta tot arsenalul acesta spiritual ca să ai siguranța să mergi în cer și să nu te temi niciodată, să nu te îndoiești de mântuirea ta. Însă,
Acolo este o ușiță mică pe care doar este deschisă, ieși așa. Este responsabilitatea ta. Știind că victoria sau înfrângerea este rezultatul propriei alegeri. Tu alegi cine este victoriosul. Deci tu vei alege tot timpul, să știi. Când stă în fața ta un păcat, hai să spunem un păcat sexual, stă înaintea ta. Să nu spui că el e mai tare ca tine, că nu te cred. Tu alegi să te duci, să te mocirlești acolo? Sau tu alegi să rămâi sfânt în binecuvântarea lui Dumnezeu? Amin? Tu alegi să te uiți la o predică pe YouTube sau tot tu alegi să te uiți la un, mai știu eu ce, lucru de nimic acolo. Tu alegi lucrul acesta. Tu alegi să citești Biblia sau să nu citești în fiecare zi. Înțelegi? Tu alegi să te rogi sau tu alegi să nu te rogi. Right? E așa sau nu e așa? Tu alegi să asculți de mama și de tata sau tu alegi să nu asculți de Domnule? Tu alegi să vii punctual la biserică sau tu alegi să vii când deja se spune și Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu că se termină adunarea? Tu alegi să vii la repetiție sau tu alegi să nu vii? Tu alegi să vii la stăruință sau tu alegi să nu vii? Tu alegi, dragul meu, să slujești oamenilor sau tu alegi să nu slujești, să faci compremiuri? Tu alegi să fii o binecuvântare sau să alegi să fii un blestem? Noi alegem, dragii mei, să fim parte din soluție sau parte din problemă. Ori de câte ori suntem pus să alegem. Viața e definită din alegeri, din hotărâri. Iar puterea, autoritatea de a alege, da sau nu, bine sau rău, păcat sau sfințenie, este în mâna ta. Așa că ori de câte ori calci cu stângul, te compromiți, nu da vina pe diavolul, că nu are nimic el de a face cu treaba asta. Chiar dacă vine și șoptește, mă înțelegi, el ispitește. Dar tu alegi să faci ce spune el sau să faci ce spune Domnul Iisus. Știind că procesul de ducere a sfințirii până la capăt este depinde de noi. Deci dacă tu ai să ajungi până la sfârșitul alergării tale ca să ții cu una neveștejită, depinde de tine. Dacă tu ai să mai alergi 5 ani până îți vine ăla cu ochii albaștri, cu creastă și cu cercel în urechi și tatuat aici și vrei să te măriți că el, cu el ca al băiat, nu mai există în lumea asta ca el, este problema ta, nu e problema lui Dumnezeu. Să nu spui că Dumnezeu ți l-a dat ca binecuvântare. Vax! Alegerea ta. Țineți minte ce spun lucrul acesta. Procesul sfințirii depinde de dumneavoastră. Știind că acceptarea sau refuzarea păcatului depinde de alegerea noastră. Și dați-mi voi să mai răspundem la o întrebare în seara aceasta. Cum să luptăm cu noi? Cum adică să luptăm cu noi? E bine, în fiecare dimineață, ca să fii un pic mai treaz și mai vioi, să stai în fața oglindii, să-ți dai două perechi de palme, să fii și mai vioi. E bine să te uiți cu el și să știți că eu am întâlnit tineri care dimineața se uită în oglindă și încep să vorbească ei cu ei înșiși. Și spun, ascultă, azi trebuie să fii băiat bun, azi trebuie să fii fată bună, azi trebuie să tinzi spre excelență, azi trebuie să fii the best of yourself, azi trebuie să fii cel mai pocăit, azi trebuie să fii cel mai rugativ. Stați un pic de vorbă cu voi și mai puneți-vă la punct voi pe voi înșivă, că singurul care vă poate pune la punct pe voi sunteți voi. Că vine vremea că nu mai ți-e frică și rușine nici de mama, nici de tata, nici de păstor, nici de... Singurul care te poate pune la punct ești tu însuți. Și spun adevărul acesta nu numai pentru tine, dar și pentru cei mai în vârstă. Cum să luptăm cu noi prin renunțare? 1 Petru 2 cu 1 spune cuvântul lui Dumnezeu. Lepădați, dar orice răutate. Câți dintre voi anul acesta ați avut un pic de răutate în voi? Frașilor, lepădați-vă, amin? Eu asta îmi spun și mie. Să nu credeți că eu, scheie de biserică, am venit la voi să vă arăt, îmi dau din amic, da? Nu. Noi trebuie împreună. Lepădați, dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie. Știți cum se numesc fățarnici în limba mea? Oameni cu două fețe și niciun obraz. Așa se numesc oameni fățarnici, ipocriți, care vine și... Ce frumos ești, dar în mintea lui, oh! Orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire. Știți, mi-am pus întrebarea, ce s-ar întâmpla? Știați, dragii mei, că păcatul bârfei este la fel de grav ca și curvia și idolatria, ca vrăjitoria? Și că sunt păcate de excludere după cuvântul lui Dumnezeu. Și mă gândeam, dacă am exclude pentru păcatul ăsta, probabil că am rămâne și fără păstor și fără membri în biserică.
Și Petru ne învață în seara aceasta pe mine și pe dumneata, leapă-te, înseamnă că stă în puterea ta, dragul meu, să decizi. Dumnezeu nu cere lucruri care tu nu le poți face. Dacă știi că până în seara aceasta te-ai ocupat cu una din chestiile astea, te rog foarte respectos, cu toată inima, din dragoste, numele Lui Hristos, renunță la ele. Că pentru chestiile astea ai să ajungi, ai să fii steak, barbecue. Și nu cred că îți place acolo. Efeseni 4:22 spune, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă ce? Nu să veniți mai goi și mai indecenți la biserică. Nu la asta se referă. Nu să vii în costum de baie la adunare. Ci spune să te dezbraci de omul cel vechi. Dezbracă-te, Domnule, de omul cel vechi. Tu știi că ăla e cocoașa ta, e rucsacul tău, e parașuta pe care n-ai să-l folosești niciodată, e cazna, e povara, e robia ta. Aruncă-le. Coloseni 3:8 spune, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Și ar spune, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Adică glumele alea așa nesărate, necupărate, indecente, cu două sensuri, cu două înțelesuri. Mai ales bărbații au un stil așa de a glumi, spună-mă, dar se gândesc la, la altceva. Scăpați de chestia asta. Ne acceptăm compromisul, am spus, renunțând. Cum să luptăm cu noi? Renunță. Sunt lucruri, dragul meu, în seara aceasta la care trebuie să le spui nu. Amin? Hai uitați-vă fiecare în viața dumneavoastră și ridicați mâna. Cine crede că are în seara asta lucruri la care trebuie să le spună nu? Seara asta trebuie să spunem nu, dragii mei. Avem un buchet de flori amare, rău mirositoare, care în seara asta trebuie să le scoatem din viața noastră și să le arunce Domnule la practici. Aruncă-le, pentru că dacă mergi cu ele, dacă le-ai făcut parte din viața ta, Cuvântul Scripturii spune că nimic ne-ai întinat și păcătos nu va intra acolo. Așa că tu nu ai să intri cu buchetul de floricele pe care l-ai tu. Uite-te cât de urâte, cât de tare, scuză-mi expresia, put, put la moarte, a iad, a demonic, a întuneric. Ele put în viața ta. Poți să te dai cu spray de care nu ți-ai dat. Poți să te dai cu Chanel, poți să te dai cu Christian Dior. Tot a Christian Dior ai să puți. Pentru că sunt rele, sunt mizerabile. Renunță la ele în seara asta. Ne acceptăm compromisul. Roman 12:2 spune, nu vă potriviți chipul viatului acestuia. Că dacă ăla care nu are minte, are cap și îl folosește în loc de dop să nu-i plouă un gât, pentru ce trebuie să te iei după el? Își pune tot felul de cercei, își face tot felul de taturi, se îmbracă așa, își târăi pantalonii după el, parcă deja-i tren. Pentru ce trebuie să te portă? Până la urmă, ce-i să câștigi să faci chestia asta? Gândiți-vă, nu vă potriviți chipului viatului acestuia, ci să vă prefaceți unde? Prin înnoirea minții voastre. Ca să puteți deosebi ce? Mă înțelegeți de ce trăim o perioadă așa de dificilă încât teologia, și așa îi spun eu, auzim din ce în ce mai mult o teologie gri. Nu mai știu unde este limita la păcat. Ce a fost acum 5 ani păcat, azi nu mai este. Ce a fost acum 10 ani păcat, acum nu mai este. Dar de ce? Pentru că încet am început să ne potrivim chipului viatului acestuia și potrivindu-ne nu mai putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. 1 Corinteni 10:13 spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și este mare adevăr. Să nu spui tu că nu poți să te abții. Nu poți. Cum să nu poți? Poți. Biblia spune clar. Vezi că mâna face așa? Vezi că ochiul se uită întreagă? Se spune foarte extremist. Și atunci renunță dacă vrei cu doi ochi. Nu mai te uita unde nu trebuie, nu? Spune, dar Dumnezeu este credincios și nu v-a gândit să fiți ispitiți peste puterile voastre și împreună cu ispita pregătiți și ce? Adică când ești ispitit să te uiți pe internet, el a pregătit mijlocul. Știi care? Shadam. Scoate din priză, du-te afară, dă cu el de driveway, ia smartphone-ul, ia iPad-ul ăla, ia laptop-ul ăla, ia computerul ăla, ia bâta de baseball. Smash it. Fă-l țândă, bucățele. Oricum nu te duci în rai.
Treci la Samsung din ala așa, la flip-flop, știi? Treci la dinu, dacă nu ești în stare să ții sub stăpânire un smartphone, dă cu el de pământ, domnule. Pentru ce îți trebuie? Să te ducă în ea? Nu fă lucrul acesta. Disciplină de sine, am spus renunțare, am zis nu accepta compromisul în viața ta. Adică nu sta de vorbă cu diavolul, nu te tărbui cu el. Nu-i nu și te-ai dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, amin? Disciplină de sine și să știți că una din marele probleme a creștinilor, a noastră, este că nu suntem disciplinați. Noi nu suntem disciplinați. 1 Corinteni 9:27 spune, ce spune aici? Și mă pot? Ascu. Adică dimineața, duminică dimineața, când trebuie să te duci la adunare și țelene să te scoli, prinde-te de aici, spune, ai puturosule, la adunare cu tine. Și așa toată săptămâna ai umblat prin tot trebuie. Mergi la adunare și te pocăiești. Îmi plăcea un videoclip pe care l-am văzut despre un mareșal al Marinei Militare Americane, probabil unii dintre dumneavoastră l-ați văzut, și vorbea tinerilor. Și spunea așa, dacă vrei să schimbi lumea, începe cu primul pas. Fă-ți sfatul în camera ta. Câți dintre voi vă faceți sfatul? Fă-ți sfatul, Domnule. Învață-te să faci curat la tine în cameră. Învață-te să-ți aranjezi hainele. Învață-te să ți le calci. Învață-te să ți le pui în dulap. Învață-te să-ți pierzi farfuria după ce mănânci. Nu arunca acolo să o pui în ghișoașă și vine mama și trebuie cu masca de gaze să umblă pe acolo să spereți bătine. Nu! Nu s-a aruncat ciorapul de sub pat și tocmai trebuie să cheme, eu știu, ăștia de la gaze, ca să scoată ciorapul de-o. Nu, învață-te să fii disciplinat. Pentru că tu visezi să schimbi lumea, tu visezi să fii nu știu cine, dar nu ești în stare să faci un lucru din asta. Gândiți-vă, dragii mei, este un adevăr care vi-l spun și vi-l spun cu dragoste. Începe cu tine, fă-ți patul, aranjează-ți pierna. Pune-ți hainele la loc, pune-ți ciorapul de trebuie pe la spălat. Așa se începe o viață de disciplinare. 1 Corinteni, dragii mei, 9:25 spune, toți cei ce se luptă în jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Să știi că firea asta mult o să vrea, dar nu-i dă tot. Și spune că chiar dacă nu-i dai, ți se pare că... Și... Scuzați-mă, vreau să pun o întrebare la tine. Câți dintre voi aveți obiceiul măcar o dată pe săptămână să postiți? Dacă săptămână se postește. Multe ori mi se pare că dacă o să postim o dată pe săptămână, vezi, Doamne, să ne apară riguri, să slăbim, o să crească colesterolul, o să mai putem, nu putem învăța, dar cum să mă duc la școală o zi frână? Nu, hai să moare, spun eu. Stomacul este cel mai alintat copil al tuturor. Nu vreau să mă spun, dar probabil că dacă întreb și frații, așa de-a surprizești pe acolo. Altă întrebare, tot simplă. Și scuzați-mă, cu tot respectul. Câți dintre voi citeți Biblia în fiecare zi? Da, nu te supăra, dacă nu citești Biblia în fiecare zi, tu vrei să mergi în cer? Păi dar de ce te hrănești? Gândește-te numai un pic. Ce s-ar întâmpla cu tine sau cum ai arăta dacă ai mânca tot așa de des cum citești Biblia? Probabil unii la moarte, unii în comă, alții am stat acolo sub... Dacă ai mânca așa cum citești Biblia, ce s-ar întâmpla cu tine? Și tu vrei să ai putere, și tu vrei să fii plin de har și plin de... Dar cum? Dacă tu, papa... Mă înțelegi ce spune? E o realitate simplă. Timp liber, frașii și surori, cu tot respectul vă spun, nu există. Timp liber se face. Dar să vă spun pentru ce facem noi timp liber. Ne facem timp liber pentru lucrurile care sunt importante pentru viața noastră. Right? Pentru că, să dau un exemplu, atunci când vrei să-ți cumperi o casă, găsești imediat soluție. La bancă, e credit, te bagi în datorie, așa poți zbun. Dar ții casă, domnule, că vrei să fii și tu în rând cu lumea, nu? Dar cum ghițesc o să aibă casă și o să stau în apartament? Trebuie să-mi iau și eu o casă. Nu trebuie să fiu în rând cu comunitatea română. Vezi, Doamne, dacă nu ai să-ți pierd mântuirea. E ok, fine. Poți, deci când îți trebuie ție și important, găsești imediat soluție. Dar când nu este important, găsești imediat o scuză. Așa e? Apa nu mă duc jos seara la adunare, că sunt postit afară, plouă, imediat o să fie la poliță și în soare, black eyes, mă accident, am venit să stau acasă.
Mă uit la fratele lui Jimmy Tsoi la Chicago și mă uit acolo, mă hrănesc. Să o crezi tu asta? Să nu spui mie că tu ai să crești spiritual uitându-te pe internet la 7 biserici odată. Parcă e șampon, 3-in-1, da? Oamenii cresc, dragii mei, având părtășie, nu virtual, având părtășie frățească, spun Scriptura, amin? Faptul că stai odată, că ești bolnav, într-adevăr, și nu poți, da, este ok. Dar faptul că devii lene și stai acolo, nu mai este ok. Aș vrea să înțelegeți în seara aceasta cum să ne luptăm. Orice transformare interioară are la bază disciplină, amin? Trebuie să te disciplinezi. Limba trebuie să o disciplinezi. Mintea, ochii, mai ales timpul trebuie să le disciplinezi. Valorile trebuie să le disciplinezi. Înțelegem prin disciplină preocuparea de a respecta o serie de reguli sănătoase care să contribuie la afirmarea aspectelor benefice ale sufletului. Ce vreau să spun cu asta? Și simplu vă spun în seara asta, dragi tine. Du-te în seara asta acasă și vă-ți cele 10 porunci personale ale vieții tale. Vă-ți cele 10 porunci. Simplu. Că vorba multă sărăcia omului. Te îndemn să faci în seara asta chestia asta. Du-te acasă și fă 10 porunci. Gândește-te la principiile și prioritățile vieții tale, la urgențele care trebuie de schimbat în viața ta. Fă 10 porunci. Pune-le acolo pe frigider. Pune-le în camera ta. Dă fotografia aia cu cântăreața și cântărețul ăla. Chiar dacă e cristală, dă jos, domnule, și pune 10 porunci acolo după care îți trăiești. Fă 10 porunci. Eu am 10 porunci la mine în telefon, să știți. Să știți că mă uit cel puțin o dată în săptămână la 10 porunci să-mi aduc aminte că mai uită unul. Văd 10 porunci și trăiește după ele. Egoul oricărui dintre noi se opune cu vehemență la orice formă de disciplină, să știți. Firea din noi se opune la disciplină. Știți ce vrea firea? Să trăiască așa. Cum vreau, cum... Nu. Cum unul, domnule, pune izgarda. Pune lănțugul la firea aceea. Pune un pic la punct, pentru că te face de râs, să știi. Disciplina este calea către propria noastră comoară. Și asta înseamnă mântuirea. Dumnezeu așteaptă să-ți disciplinezi viața. Disciplina este cultivarea rezistenței. Să reziști la propriile porniri și pofte. Câți dintre voi credeți că viața voastră aveți porniri și pofte? Câți dintre voi aveți pofte? Fraților, câți dintre voi sunteți ispitiți de pofte? Mai eu scoți că trebuie să te rupți cu asta. Cineva spunea că o căsnicie fericită este în primul rând să te rupți cu tine însuți. Sau să spăzești partenerul de viață de tine însuți. Noi avem foarte mulți gândaci. Și dacă nu spăzești soția sau soțul de gândaci din tine în piese jale, trebuie să te păzești, dragul meu. Trebuie să-l păzești pe partenerul tău de viață de gândaci din viața ta. Asta înseamnă disciplină. Bărbații visează mașini, Camaro, Corvette, Bentley, visează nu știu ce fel de barcă, visează, ei visează multe arme, visează vânătoare, pescuit. Soților, învățați-vă să mai viseze dishwasher, dryer, washer. Mai învățați un pic să viseze că trebuie de refinisat parchetul. Nu mai să... Este important lucrul acesta. Cum să luptăm cu noi? Disciplina înseamnă ordine în libertate. Dragii mei, țineți minte, libertatea înseamnă ordine. Să alegi să trăiești disciplinat. Capacitatea de a spune nu la sine. Spune nu, domnule. Dacă știi că ați necitit Biblia, dacă știi că ați nu te rugat, lasă celelalte. Ia și fă-ți ordinea priorităților tale. Proverbul 25-28 spune omul care nu este stăpân pe sine este ca o ce? Cetate, surpată și fără ziduri. Și dacă vrei să vezi astfel de oameni, du-te prin biserici și du-te la adunare generală. Acolo așa multe bălării mai vezi și așa multe cetăți fără ziduri. Oh, Doamne, ai milă de ei și de noi. Amin? Omul care nu-i stăpân pe sine este ca o cetate dărâmată. Du-te într-o casă, stai unde e așa, casa stă pe o jumătate de perete și un tricot de partea asta și te vede și vecinul de tine. Stai acolo și dormi. Nu poți. Ce trebuie să ținem în control? Și mă apropii de încheiere. Ce trebuie? În seara asta să ne hotărâm împreună să ținem în control. În primul rând, știi ce spune Biblia?
mădularul ăsta mic și foc mare aprinde. Prinde mult. Foc mare în familie, foc mare în prerogată dintre părinți și copii, foc mare în biserici, foc mare între neamuri, foc mare la locul de muncă, foc mare la școală, foc mare la repetiții, foc mare peste tot. Măi, și când se aprinde câte un foc din asta, că nu mai stinge toată viața. N-ați întâlnit oameni care de zeci de ani s-au certat și nu s-au iertat și nu vorbesc între ei? Una din lucrurile care e dureros în America, și nu știu cum e în Canada, nu vreau să vorbesc de Canada, vorbesc de America, bisericile se înmulțesc așa ca și bacteriile, știi? Se rup una de alta. Așa se iubesc frații de tare, că nu mai pot păca dragoste, e prea hat. Atunci îți despart unii ceilalți. Spuneam odată la o biserică că există în bisericile noastre și dureros un fel de dragoste porcupine. Știți ce înseamnă dragoste tip porcupine? Adică ne apropiem unii de alții atât cât ne permit spiriții. Da? Când ne-am atins unul de altul, puțin că stăm departe. Ține sub control cuvintele. Proverbe 13:3 spune, cine își păzește gura, își păzește sufletul, cine își deschide buzele mari, aleargă spre ce? O întrebare, cu tot respectul. Câți dintre voi ați suferit mai des pentru ceea ce ați spus decât pentru ceea ce ați făcut? Am pus bine întrebarea? Câți dintre voi ați suferit mai des pentru ce ați scăpat păsărica aia care s-a dus și ai spus-o, Domnule, și a prins focul, decât pentru ceea ce ai făcut? Eu am pățit asta. De asta trebuie să ne ținem în control gura. Proverbe 21:23 spune, cine spăzește gura și limba își scutește sufletul de multe necazuri. Cu alte cuvinte, cuvântul Domnului ne spune, mai bine să-ți pară rău că nu ai spus decât ai spus. Amin? Mai bine să... Știți cum era istoria aia cu soția care era foarte cicălitoare și merge la preot și spune, Domnule, de câte ori vine soțul acasă, mă ia la bătaie. Și preotul a înțeles care-i treaba și îi spune, când vine soțul, ia pe-n gură. Până se culcă. Și după o lună de zile vine, merge soția la preot și spune, familie mai fericită ca a mea nu este. Și preotul i-a spus, continuă să ia pe-n gură. Frați și surori, vă îndemn cu tot respectul că veniți la adunare generală, luați apă în gură. De ce zi în gură? Copiii, când vorbiți cu părinții și cu părinții au ceva să vă spună, ia un pic de apă în gură și ține-o acolo. Pentru că scutești sufletul de multe necazuri. Iacov 1:26 spune, cine crede că este cineva religios și nu își înfrânează ce? Limba, ce își înșală inima, religia unui astfel de om, este cum? Înțelegi? Dacă eu spun ce nu trebuie, o să mă penticostalul de mine. Ești apă de ploaie, spune. Dacă nu ești în stare să ții limba după dinți, ești apă de ploaie cu toată copeința ta. Un alt lucru care ține sub control trebuie să ține în dispoziția, dragii mei. Proverbe 25:28 spune, omul care nu-i stăpân pe sine. Ce înseamnă asta? Emoțiile. Ține sub control emoțiile. Să nu spui că îți are capacele fără ca să tu poți să ții stăpânire pe emoțiile tale. Poți să ții, să știi. Când te enervezi, când te super, când te mâni, când încep să ridici tonul, să se ridice decibelii la copii, la soț, la soție, la frate, la soră din biserică, să știi că atunci nu diavolul, și tu ai ales ca să te faci la un turcan. Nu altcineva. Și vina ta și păcatul tău și Dumnezeu să ceară de la tine chestia asta. Ținem sub control reacțiile. Proverbe 19:11 spune, înțelepciunea face pe om ce? Răbdător. Și este o cinste pentru el. Ce să facă? Să uite greșelile. Frați și surori, permiteți-mă în seara asta să vă spun un adevăr. Nu știu dacă o să fiți de acord cu mine de adevăr scriptural. Închipuiți că eu cu Mircea, nu dai voie să... Eu cu Mircea, acum 5 ani de zile am avut noi așa un fight. Da. El mi-a furat paiele de sub cloștă și eu m-am supărat pe el. Și eu nu l-am iertat 5 ani de zile. Eu sunt mânios pe el, că nu mi-a dat toate paiele, mi-am lipsesc 5 paie și jumătate. El nu mi le-a dat, Domnule, eu supărat pe tine. Și-a supărat 5 ani, Domnule, supărat pe tine. Acum întrebarea mea este pentru
noastră, conform Scripturii, credeți că Dumnezeu în ăștia 5 ani, cât eu nu l-am iertat pe el, Dumnezeu m-a iertat pe mine? Scriptura spune în felul următor. Iertați-vă. Iertați greșelile celor care v-au greșit. Ca și Tatăl vostru cere să vă ierte. Dacă eu 5 ani de zile nu l-am iertat pe Mircea pentru 5 paie și jumătate, pentru lucru de nimic. Păi credeți că Dumnezeu nu își onorează cuvântul lui și spunea, mă, i-a iertat 5 ani. 5 ani ești creditar la mine. Înțelegeți ce cuvântul Scripturii spune în Matei 24? Sunt două motive pentru care păcatele se mulțesc. Se mulțesc. Nu pentru că diavolul inventează păcate noi. Se mulțesc din două motive. Una, că nu ne pocăim de ele. Right? Și doi, pentru că nu iertăm de alții. Omul înțelept este o cinste pentru el. Tu înțelepui, deci este o cinste pentru tine să ierți pe cel care ți-a greșit. Nu este o înjosire. Tu nu cobori mai jos decât celălalt. Din contră, tu ești onorat să ai carul acesta să ierți pe cineva. Proverbe 16:32 spune, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește ce? Ce vezi? Ce trebuie să faci? Să ții sub control un pic emoțiile și reacțiile și dispoziția. Asta înseamnă să te rupți cu tine. Ținem sub control timpul, dragii mei. Efeseni 5:15-16 spune, luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțeleți, ca niște înțeleți. Ce spune? Răscumpărați vremea. Vreau să vă pun o întrebare, frate și soră. Câți dintre voi, uitându-vă în urmă, vă pare rău că ați irosit timpul pentru lucruri de nimic? Aș vrea să înțeleg că timpul este un har, un dar de la Dumnezeu. Este ca o monedă pe care poți să o cheltui doar o singură dată. N-ai să primești niciodată a doua șansă. Cu alte cuvinte, binele care puteai să-l faci ieri, n-ai să poți face nici azi, nici mâine. Chiar dacă te duci la aceeași persoană, chiar dacă îi dai aceiași bani, mă rog, aceleași lemne, aceeași mâncare, aceeași pâine, nu. Binele de ieri era făcut să-l faci ieri. Binele de azi e făcut să-l faci azi. Binele de mâine este făcut. Așa spune Scriptura. Înaintea de întemeierea lumei a rânduit ce? Lucrurile prin care se umblăm prin ea. La timpul lor, Dumnezeu are calendarul lui. Fapte 20:16 spune, Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu iardă vreme. Câți dintre noi pierdem vreme? Pierdem vremea la un meci de fotbal, pierdem vremea la o vorbărie de nimic, pierdem vremea la televizor, pierdem vremea pe internet, pierdem vremea cu lucruri care nu ajută și nu folosesc. 24:3. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, când în toată vremea și în tot locul. Ținem în control trupul. 1 Tesalonicen 4:4. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească ce? Vasul în sfințenie și cinste. Cu alte cuvinte, tu pe tine poți să te iei de gulă, de cravată, de ce vrei tu, de mai eu, de părul, de pe piept, ia-te de unde vrei, dar ia-te, te rog frumos, și înțelege că autoritatea peste tine este a ta. Tu te poți ține pe tine în stăpânire. Nimeni altcineva. Dacă tu nu te stăpânești, nimeni nu te stăpânește. Este datoria ta. Este datoria să stăpânești trupul tău, urechile tale, ochii tăi, buzele tale, inima ta, mădularele tale. Tu ești cel care le stăpânești. Roman 6:12. Deci păcatul să nu mai domnească unde? În trupul vostru muritor. Dar nu le mai dă voie, Domnul. Gata. Scoate-l, spuneam în seara asta. Roman 12:1. Vândem doar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți ce? Trupurile. Deci când vii la biserică, Dumnezeu așteaptă înainte de orice să aduci pe Adam ăsta sfânt, curat. E făcut un șaur, l-ai spriat bine, l-ai aranjat frumos, e făcut părul, e pus baticuțul dacă trebuie, e pus costumașul, nu veni în haine din alea parcă te duci la camping, da? Vino frumos. Dar nu întâi trupul acesta înainte lui Hristos, ca și un jertfă vie. Respectă casa lui Dumnezeu și prezența lui. 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este ce? O
templul Duhului Sfânt. Aș vrea aceasta, dragii mei, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Poate unii nu vă place stilul în care eu predic. Dar v-am spus câteva adevăruri pe care vreau să le țineți în minte. N-aș vrea să vă amintiți de mine, ci aș vrea să vă amintiți de adevărurile care mi le-am spus. Și în seara aceasta nu vreau să termin în felul acesta. În seara aceasta vreau ca să luăm niște decizii. Dacă ai să auzi o predică și nu e nicio decizie în urma ei, n-ai făcut nimic. Ți-ai pierdut timpul degeaba. În seara aceasta aș vrea să fii conștient că cea mai mare luptă pe care trebuie să o duci în viața aceasta pe acest pământ este cu credința, cu caracterul tău, cu metecnele tale, cu slăbiciunile tale, cu poftele tale, cu ceea ce este în tine. Fie că ai 15 ani, 13 ani, 12 ani, fie că ai 60 de ani, fie că ești bărbat sau femeie, bogat sau sărac, fie că ai diplome sau nu ai nimic, fie că știi să cânți la un instrument sau știi să cânți la net de altora, nu contează. În seara aceasta, aș vrea ca să iei câteva decizii în viața ta și să încep să spui nu la măgăriile lumii acestea, la lucrurile de nimic. Cea mai mare provocare pentru tine în fiecare zi de dimineață până a doua zi dimineață ești tu, să știi. Aș vrea în seara asta să înțelegi că nu trebuie să te temi de diavol. Diavolul e un pisoi și lasă-l în pace de diavol. Nici nu te gândi la el. Aș vrea să nu te gândești la păcat. Și ăla este biruit. Aș vrea să te gândești la tine, că ai de luptat cu tine. Ai de disciplinat ființa aia care o vezi în fiecare dimineață în oglinda din baie. Cu ăla te bați. Pe ăla trebuie să-l pui la punct. Pe ăla trebuie să-l înfrângi dacă vrei să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu. Ne vin cu dragoste să ne ridicăm în picioare. Dacă în seara aceasta Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit inimii și sufletului tău, aș vrea să-mi dai onoarea și harul să mă rog în prima cu tine. Dacă știi că încă mai ai dorile lumii acestea care trebuie să le arunci, le arunci la gata și să scape el. Dacă simți încă nu ai siguranța mântuirii pentru că știi că mai există încă gunoi în viața ta, seara aceasta te invit să vii să faci o decizie nouă înaintea lui Hristos. Dragul meu, ascultă-mă, El a făcut totul pentru tine. Te-ai iubit așa de mult, încât înainte să te naști, tu am venit aici și am murit pentru tine, să-ți pregătească calea să ajungi în cer. A știut că vei ajunge să te confrunți cu Evanghelia și să alegi să vrei să mergi în cer. Și pentru că a știut ai să vrei să mergi în cer, s-a dus înainte ca tu să alegi să pregătească un loc pentru tine acolo. Un mansion. În orașul acela de aur. Așa de mult s-a gândit la tine încât își dorește să vină înapoi, să te ia de pe acest pământ, să mergi cu el. Lui-i dor de tine. Lui-i dor de tine, nu se te vadă numai la biserică. Nu se te vadă numai cum speli vasele. Nu se te vadă numai cum cânți la convenție sau la biserica locală. Lui doar de tine se te vadă acolo un corul de miliarde de ființe cerești care vor lăuda pe Domnul o veșnicie slăvit să fie în adunare. A avut așa de mult încredere în tine și în legile pe care o să o faci, încât a pregătit totul și totul este gata pregătit. Vreau să închid, dragii mei, cu o ilustrație din viața mea și nu o spun, să știți, cu laudă, ci cu rușine. A fost o vreme când am fost tânăr, de 18 ani, când am rănit-o și eu ca mulți alții, poate dintre voi, cu biserica, cu rugăciunea, cu slujirea. Mergeam din ce în ce mai rar la biserică și până când într-o zi, în orașul, în Hațeg, în centru, am întâlnit cu una din surorile care era în grupul nostru. Și aceea m-a oprit și s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, auzi, nu te-am prea văzut la biserică, ce s-a întâmplat cu tine? Și v-am spus în seara aceasta, când nu este important pentru noi, noi mereu vom găsi scuze. Noi mereu ne scuzăm, de ce nu mergem, de ce nu facem, de ce nu pregătăm. Început cu scuze. Dar în timp ce gura mea și mintea mea inventa scuze,
M-am uitat în ochii ei și am văzut cum lăcrimează. Dar în ochii ei am văzut ochii lui Hristos, care plângea pentru mine. Atunci decituia arătător s-a oprit în pieptul meu și mi-a spus cuvintele acestea, care nu le uit niciodată. Dumnezeu a pus ceva în tine pentru că a avut încredere în tine. Nu-L dezamăgi. Și în seara aceasta aș vrea să spun exact același mesaj. Dumnezeu a avut încredere în tine. A pus ceva în tine pentru că a avut încredere în tine. Fratele meu, sora mea, nu-L dezamăgi. Nu mai mâna porcii Galatului. Nu te mai hrăni cu roșcovele lumea acestea. Uite-te la tine. Ce ființă frumoasă a făcut Dumnezeu din tine. Ce frumos te-a creat. Câtă răbdare a avut El cu tine ani de zile să ajungi așa cum ești acum. Cât har, câtă iubire, câtă iertare. Cât de mult a investit în tine prin părinți, prin biserică, prin iubirea Lui. Și toate acestea le-a pus în tine pentru că a avut încredere în tine. Și în seara asta te invit să nu-L dezamăgești. Dacă în seara aceasta simți că Domnul a bătut la inima și la sufletul tău și trebuie să iei o decizie nouă, aș vrea acolo unde ești să ridici o mână sus. Vreau să mă rog pentru tine. Mulțumesc. Dacă mai este cineva, mulțumesc. Dacă mai este cineva, mulțumesc. Mulțumesc. Vreau în seara aceasta să ne rugăm. Dragii mei, nu facem lucrul acesta de ochii lumii. Vreau să înțelegi că în seara asta stai tu în fața lui Hristos, Cel care a făcut totul. Ceea ce trebuie să faci tu e doar să faci o alegere. Schimbi viața. Să nu te desamăgești pe Cel care a murit pentru tine și a dat totul ca tu să fii ceea ce ești în seara asta. Dacă mai este cineva care în seara asta vrea să ne rugăm pentru el, aș vrea acolo unde ești, fă-mi un semn cu mâna. Mulțumesc, mulțumesc. Aș vrea să-l invit pe fratele Iosif să vină în față. Și, dragii mei, toată dragostea, vreau toți cei care se ridică mâna, vreau să ne rugăm în seara asta într-un mod special pentru voi. În timp ce ne vom ruga, dacă simți că Duhul Domnului încă bate la inima ta și la sufletul tău, te rog să vii, dăm harul acesta, oportunitatea aceasta să pun mâinile peste tine. Să mă rog cu tine. Să cer ca binecuvântarea lui Dumnezeu, ca harul lui, să curgă peste tine. Să încep din seara asta o altfel de viață. Să fie altfel, trăind o viață demnă de Domnul Hristos. Eu am să ies în față și aș vrea toți cei care se ridică mâna. Veniți aici, vreau să ne rugăm. Haideți să nu pierdem timpul.